În studioul nostru la această oră, domnul Daniel Muraru, jurnalist. Și mulțumesc tare mult că a venit astăzi în emisiune, s-a întors din drum, avea cu totul și cu alte făcut, dar asta e, ne-a promis aseară că vine, a venit. Bună seara! Bună pentru dimineața. Cei care urmăresc seara, bună dimineața cei care urmăresc dimineața, suntem în direct. Dacă vreți să ne sunați, să dați mesaje, să intrați în legătură directă cu noi, puteți să o faceți, aveți totul la dispoziție. Bună dimineața, clar, confirm eu. Bună dimineața, Cătălin, bună dimineața. Te-ai mai uitat pe subiect în dimineața asta? Ce se întâmplă? Au schimbat ăștia la CCR? Ce mai vin? N-au cum să fie atât de matinali. Decizia va fi luată astăzi la Curtea Constituțională. Păi nu, dar așteptam noaptea. Când ne trezim noaptea, dimineața să fim... Bine, o decizie, să fii sigur că a fost luată, Cătălin, fără doar și poate. Ea va fi făcută publică în cursul zilei de astăzi, așa după prânz, zic eu, ne mai lasă așa de... Suntem lăsați la frăgezit și o să ne pună pe grătar mai după amiază, așa. Cum spuneam și cu altă ocazie, e clar că e o zi importantă pentru România astăzi. Se poate spune că se poate apăsa butonul de refresh, da? Sau, dacă nu, să mergem în continuare pe aceeași linie care este una proastă din punctul meu de vedere. Și mă gândeam că am alimentat acum câteva zile, benzina a ajuns la 5 lei și vreo... Acum câteva 60, zile? 50 și 60, și 5 lei 60 de bani, motorina pe la vreo 5 lei 70, 5 lei 80, mă refer la cele mai ieftine prețuri de pe piață, în condițiile în care anul trecut pe vremea asta, cred că, și nu mă înșel, aveam sub un leu, cam, nu, mai puțin cu un leu prețurile la combustibili. Adică trăim într-o țară unde inflația își face de cap, prețul l-au luat o razna și cei care ne conduc ne spun de fiecare dată că afirmă că este minunat, că este foarte bine, dar fără să amintească sau să ne explice foarte clar cum stau lucrurile cu acele credite care sunt luate periodic, pentru că nu e așa, nu e niciun secret, nu reușim să facem față, să acoperim cheltuielile cu salariile, cu pensiile, drept pentru care apelăm la, nu noi, cei care guvernează, apelează la credite externe. 3 miliarde de lei, ultimul credit, care o să ne coste vreo 2,2 miliarde, deci în total vreo 5,2 miliarde o să dăm înapoi. Pe 30 de ani acest credit, o parte din el. Deci lucrurile nu sunt deloc cele pe care le așteptam, dar vom vedea astăzi, apropo de decizia Curții Constituționale, e o poveste acolo interesantă, e o sesizare făcută de Florin Iordache, cel care a ajuns făcută în calitate de locuitor al președintelui Camerei Deputaților, care este Liviu Dragnea. El a plecat în concediu o săptămână, ca să vedeți și măgăria ordinară care e, așa cu un total dispreț față de și bătaie de joc la adresa acestui popor, considerat de ei, zic eu, că sunt considerați niște proști de cei care sunt la putere. Nu postul Liviu Dragnea, adică dădea rău să facă el sesizarea la Curtea Constituțională în calitate de președinte al Camerei Deputaților, pentru că una dintre modificări sau ceea ce cerea, s-a cerut în această sesizare, el era direct interesat. Deci ce ai zis? Plec eu în concediu și tu, Florin Iordache, personajul de tristă amintire și prezentă amintire la fel de tristă, a rămas în locul lui la președinte la Camera Deputaților și a făcut el sesizarea la Curtea Constituțională pe completul de 3 judecători. Că vezi, Doamne, nu putea să judece fapte de corupție decât un complet de 3 judecători care era abilitat în acest sens, specializat, de parcă judecătorii sunt specializați. Există specializări penali, civili și așa mai departe. Când vorbim de fapte de corupție, nu cred că e de discutat aici că judecătorul X nu poate să judece pe ăla care a comis fapte de corupție și îl judecă numai pe ăla care a comis fapte de drept comun sau mai știu eu ce. Adică este o mare neghiobie, însă va fi o decizie politică din punctul meu de vedere. Știm că această Curte Constituțională este controlată de PSD. Discutam că în urmă cu câteva zile că a apărut informații în presă că Marian Enache, fostul deputat... Vorbim de Marian Enache, dar hai să vedem ce spune telespectatorul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! Uitați că a găsit soluția guvernul nostru de a combate poluarea. Cei săraci vor sta cu mașini în parcare, iar cei bugetari vor putea circula indiferent de prețul motorinii și a benzinei. Deci deodată se va reduce la mai mult de jumătate poluarea în România. Doi, o propunere pentru domnul ziarist. Domnul Vărozele, vă rog frumos, băgați în fiecare zi în Atacul o știre așa, micuță, o știruță, micuță, ca să-mi dați motive să deschid site-ul în fiecare zi. Pentru că eu deschid și văd un articol de 5 zile, 3 zile și așa mai departe. Dați-mi motiv. Ba nu, vă dați-mi motivul să deschid cu interes, cu dragoste, site-ul în fiecare zi. Mulțumesc!
Nu, îl găsiți aproape în fiecare zi, există câte o postare, însă ce se întâmplă? Nu este atât de facil, nu e atât de ușor să faci texte care necesită puțină muncă și verificări. Adică, acestea sunt anchete. Dacă ar fi simplu, anchetă... n-ar fi o problemă. Am dat pe bandă rulantă tot felul de știri, mai ales a merge pe comunicatele oferite de către cei din... de la poliție, zona bugetară, da, poliție, de la poliție le, departe, le și lucrurile ar fi simple, dar nu e nici chiar așa odată la 5 zile, nu s-a întâmplat asta, cred că doar o singură dată când am fost bolnav anul trecut. Media este de 1-2 texte pe zi și chiar mi-a propus acest lucru, măcar un text să fie în fiecare zi. Chiar dacă este mai te slăbuț. Te așteptai la asta? Să te ia la, da, la zor gândit. Că nu ne dai... Da, vedeți ce importantă e presa? Vedeți ce importantă e media de calitate? Și mai sunt ziare care fac treabă bună în piatra, în slavă Domnului. Eu mă întreb până când, pentru că nu se înghesuie nimeni nici cu parale, da? Nici cu parale, dar nu se înghesuie nimeni nici să vină să-ți spună, că aici e marea problemă. Bă, veni și spune ziariștilor unde să bată, că nici... Nu, în momentul ăsta pot să spun că am de lucru, Cătălin, pentru 2-3 ani de acum înainte, nici nu mai trebuie să ies din casă, pentru că sunt foarte multe sesizări. Bravo. Oamenii sunt nemulțumiți. Este o durere a mea și mă gândesc de multe ori, am spus, băi, dacă noi, cei care mai facem sau încercăm să facem presă adevărată în județul ăsta și nu mai... Nu, în țara asta, pentru puțin, că eu... În țară eu sunt mai mulți, dar în județul mai puțin. Eu am mare respect de presă locală din toată România. Suntem din ce în ce mai puțini, pentru că nu e subiectul emisiunii din această dimineață, dar poate face cu altă ocazie. Poate de înțeles, poate nu, eu nu înțeleg, dar asta este o altă poveste. Fiecare alege ceea ce vrea să facă. Însă, ce mă doare foarte tare este faptul că autoritățile statului, și mă refer aici în primul rând la poliție, poliție, tot ce înseamnă sistem judiciar, dar primul pas pe care îl face orice om se duce către, se îndreaptă către poliție, dacă face o plângere penală sau la parchet, și dacă ne gândim la niște fapte cum iz de corupție și sunt, nu slavă Domnului, din păcate foarte, foarte multe, este greu să suplinești munca altora și noi nu suntem organ de cercetare penală. Jurnalistul exact. Nu este nici procuror, nu este nici judecător, nu este nici polițist. Noi nu putem să... Noi prezentăm, sau cel puțin eu mă rezum în a prezenta niște lucruri așa cum sunt ele, cum rezultă din anumite documente, pentru că, să știți, este foarte dificil. Eu m-am judecat recent în două dosare, unul cu domnul primar Chitic, pe care l-am câștigat în primă instanță, să vedem dacă o să fac apel, dar de ce am pomenit de acest dosar? Pentru că am primit în urmă cu câteva zile motivarea și mi-a produs o satisfacție imensă, pentru că doamna judecător a analizat fiecare articol indicat de domnul Chitic în plângerea făcută și a concluzionat că ceea ce am scris, deci ceea ce a fost publicat în atacul, n-a fost tendențios, nu a fost atac la persoană și așa mai departe, au fost niște realități. De aia spun munca nu este simplă. Da? De aceea, de multe ori, nici nu trebuie să sărim calul, pentru că, repet, noi nu acuzăm. Noi nu avem acest drept de a acuza. Noi nu suntem, repet, organ de cercetare penală. Iar când vii și prezinti niște lucruri despre niște oameni care sunt în funcții foarte importante, trebuie să faci cu maximă atenție și cu verificare foarte atentă. Pentru că nu numai că te poți trezi că vei fi dat în judecată, pe bună dreptate dacă greșești, dar te poți trezi, de exemplu, că pierzi la capitolul credibilitate, ceea ce este foarte important în cazul unui jurnalist. Dar se întâmplă să și greșești. Eu am greșit și cred eu că foarte important e, deși nu poți să mai repari, am greșit, că nimeni e fără de greșeală, nu suntem toți fără de greșeală, da? Numai cine nu muncește, nu greșește, vorba aia, și mi-am asumat în momentul, și cred că și asta este o calitate, în momentul când greșești, să-ți asumi acea greșeală, nu o să o ții la infinit pe a ta, langa, că ceea ce ai făcut este ok. Și concluzionând, apropo de ce spunea telespectatorul, repet, nu este simplu și am încercat să țin așa să am o ritmicitate de măcar 1-2 articole în fiecare zi, chiar dacă unele dintre ele, deși nu mi-aș fi dorit acest lucru, sunt așa mai mult cu titlul informativ. Nu sunt de articole de investigație în adevăratul sens al cuvântului. Sunt destul de greu de realizat, mai ales la nivelul județului Neamț, unde primești tot felul de, sau te întâlnești cu tot felul de oameni care nu respectă legea. Nu mă refer la faptul că ei ar trebui să te ajute conform legii, pe 544, de exemplu. Ei nu respectă legea, adică n-au niciun fel de respect față de lege. Ce respect să aibă față de un jurnalist care cere niște informații pe anumite... Deci nu este simplu, vă spun garantat acest lucru și dacă vreți ne putem și vedea într-o bună zi să vă explic pe îndelete cum stau lucrurile. Că unii fac cu totul altceva
și spun că sunt jurnaliști, este o altă poveste, este problema lor. Treaba, deși nici asta nu-i treaba noastră. Ar trebui să fie și treaba noastră asta, pentru că sunt oameni care nu fac altceva decât să manipuleze opinia publică, ei primesc foarte mulți bani din anumite zone și o să și ne explică, le explică oamenilor, cetățenilor, că lucrurile stau într-un anumit fel, deși stau cu totul altfel. Da, repet, nu este subiectul în această dimineață, dar putem să discutăm oricând. Eu sunt deschis fără doar și poate, chiar dacă oricum mi-am atras antipatia colegilor din multor colegi din presa locală. Bun, dar un pas. Așa este. Cum vezi lucrurile astăzi în ce se întâmplă acum în România cu toate subiectele astea? Noi am discutat aici în prima parte a emisiunii despre manipularea asta destul de periculoasă, pentru că se atrag niște subiecte din zona aia comunistă, pușcările comuniste cu suferință și se aduc astăzi pe tapet ca lumea să, cum să spun, să producem așa o emoție colectivă și să, nu știu, să mai treacă o zi. Iar te referi la scandalul în care este implicat Augustin Lazar. Da. Pe partea cealaltă, nici ministrul justiției, Tudorel Toader, nu se află într-o situație ok. Dar este manipularea aceea de toate zilele, manipularea practicată de anumite trusuri de presă și dacă ne uităm la nivel central, că la nivel local subiectele sunt tratate, aceste subiecte nu sunt tratate atât de adânc, să spun, dar vedem anumite trusturi de presă, televiziuni care țin apărarea unuia și alte trusuri de presă, în special pe zona online, în cazul lui Augustin Lazar. Dacă e să mă întreb pe mine, eu cred că, uite, mă gândeam acum la Tudorel Toader, faptul că a ținut piept acestei presiuni imense din partea PSD-ului pentru a veni cu acele modificări ordonanțe care să modifice legile justiției, aș putea spune că e de apreciat, deși putea să o facă, deci omul își dă seama de consecințe și el și cred că și premierul Dăncilă, pentru că informațiile, nu toate informațiile care sunt vehiculate în astfel de situații apar, sunt făcute publice, să nu uităm de problemele de săptămâna trecută cu ambasadele, ripost ambasadelor, Timmermans și așa mai departe. Adică oamenii și-au dat seama că a venit cu niște ordonanțe de urgență ca să modifice niște legi ale justiției în favoarea unor infractori din partidul din care tu faci parte, în cazul doamnei Dăncilă, e un lucru deosebit de grav și există riscul ca la un moment dat să fii tu pus sub acuzare, favorizarea infractorului, fără doar și poate. Deci există această posibilitate și cred eu că doamna Dăncilă, care nu face parte din categoria baronilor PSD, nu este scroacă din punctul meu de vedere, are alte calități, dar nu asta de față, ca să spunem așa, ca alți politicieni din PSD, cred că și-a dat seama de consecințele acestei acțiuni. Și ca să vedeți, de-aia vă spun. Dar domnul Lazar, mă scuz ca să spun și de ea, domnul Lazar, din punctul meu de vedere, care, e o pată pe dosarul său, să spunem așa, acea poveste din tinerețe când era procuror. Noi judecăm vremurile de atunci? Nu judecăm, însă, dar nu e de judecat. Eu spun că, raportând poziția dânsului în acest moment de procuror general al României și raportându-o la ceea ce s-a întâmplat atunci, el fiind șeful Comisiei de Liberare Condiționată și așa mai departe, faptul că a avut acel comportament, deși nu avea cum să aibă un alt comportament, eu cred că e cazul să facă un pas puteai în spate. Tu, asta e părerea. Acum, hai, puteai să faci. Puteai să arăți tu milostenie? Puteai să arăți tu că ești compasiune față de ăla? La regimul? Plăcut, e ușor de spus acum. S-a complăcut ca mulți alții. Asta e bine. Asta vreau să spun. Nu este de pus la zid. Pentru că el a executat, e clar că securitatea era cea care dicta și lua o decizie. El a spus ieri și întreb cu telespectatorul nostru așa. N-am fost colaborator al securității. Băi, dar informator ai fost. Vă rog, sunteți în direct. Bună ziua, tot eu sunt. Vreau să precizez din prima oră. Este aici ipoteza conserve. Conserva a fost desfăcută acum, conserva cu Lazar, a fost desfăcută fix la momentul înainte. Așa este. Așa este. Suntem curioși câte conserve mai sunt undeva. Foarte multe. Da. Foarte multe, adică foarte multe dacă, dacă au avut ce să găsească, pentru că dacă observați aceste grupări din spatele celor doi, mă refer în special la, cred că sunt și firme de detectivi particular care lucrează, e vorba de informații culese sau e vorba de eforturi foarte mari, să știți, eforturi financiare în primul rând pentru a identifica astfel de situații, astfel de cazuri, pentru a fi aduse în atenția publicului, care oripilat să ceară, de exemplu, demisia domnului
Blazer, care nu are mult din mandat, ar putea să-și retragă candidatura. Dar, într-adevăr, aici este o informație lansată de un post de televiziune. Domnul Lazar contraatacă prin site-urile pe zona online care îl susțin, însă, na, noi care nu avem nicio treabă, fiecare avem acest drept de a trage, de a trage niște concluzii, de a analiza niște probleme. Eu cred că domnul Lazar ar trebui să facă un pas în spate. Asta este părerea mea. Nu că a comis o crimă. Domnul ziarist, vă rog să ascultați la mine. Conservele astea sunt pregătite încă din 1990. Așa este. Eu n-am spus că nu. Nu s-a depus o muncă de cercetare, de dezvăluire. Nu. Serviciile le-au pregătite. O parte din servicii, componente din servicii. SRI-ul este împărțit în 3-4. Fie la fel în 3-4. Sunt grupuri și găști acolo. Eu cred că... cu interesul lui. Cred că așa este, dar eu cred că conserva exista normal, dar a fost descoperită mai târziu, dacă e să discutăm așa. Nu cred. Putea fi atacat cu ea, să știți. Să știți că putea... L-a spus că se poate fi manipulat. Să poate fi amenințat, șantajat acest lazer. Da, este... Vă rog să reveniți cu în lumea reală, nu virtuală. Serviciile din 90, din 89, de la Revoluție, au pregătit aceste bombe cu explozii pentru viața. Da. Ca să vedeți cum orice lovitură are și recul, vă mulțumesc pentru intervenție. Iată, a apărut chiar în această dimineață reculul către doamna Norica Nicolai, care, iată, au aflat ăștia în dimineața. Ca să vedeți cum doamna Norica Nicolai face politică de ani de zile și abia s-a aflat că... Se știe de mult. Așa. Doamna Norica Nicolai a fost propusă pentru funcția de ministru al justiției în mandatul... Pe vremea lui Traian Băsescu, Traian Băsescu, da? Și Traian Băsescu a refuzat și a venit, da, făcând niște precizări. Doamna Norica Nicolai a fost Norica procuror Ceaușist. Clici, da? Și... Iată, au și a făcut niște greșeli, da, înfiorătoare. Eu nu știu dacă e să ne facem comparație, da, cu ceea ce s-a întâmplat și dosarul, să zicem, lui Augustin Lazar. Pe doamna Norica Nicolai ar fi trebuit să retragă de 1000 de ori până acum. L-a băgat pe unul în pușcărie ca să concluzionăm. Total nevinovat. A fost o coincidență, coincidență de nume, da. L-a băgat în pușcărie, când și-a dat seama că a greșit, l-a scos pe ăla din pușcărie, nu a reluat. Nu l-a scos, l-a scos din pușcărie și a modificat datele de identificare, nu numele, da, buletin, serie de la buletin, și l-a băgat pe la vinovat, fără să-l audieze pe la vinovat. Pe doamna, și a rămas în sistem, și a fost implicată... A pus greșit concluzii de condamnare, nu vi se pare lucrurile... Prin 91-92, după Revoluție, l-a apărat un cetățean străin într-un proces privind înfierea unui copil, când anii 90, când s-au îmbogățit unii de pe urma acestei afaceri în fiere de copii în România, nimeni n-a reușit să facă lumină asupra lor. Multe cazuri și la nivelul județului Deci Neamț și în toată țara. Dar emis doamna, un mandat de arestare, un alt caz văd că apar. Acum apar toate, vedeți? Conservele, cum spune telespectatorul nostru, cum apar la suprafață. Deci a dat mandat de arestare asupra unui domn, așa, fără a avea actul de identitate a acestuia, numai în baza datelor de stare civilă furnizată de miliție. Știi, a venit milițianul, băi, cunoști pe ăla? Da, mă, știu eu, stă pe strada nu știu care, dă încoace că mă duc eu să-l arestez, știu unde stă și așa mai departe. Vedeți? Vă dați seama ce traumă a suferit acel om? Exact, băgat exact. În pușcărie pe nedrept. Deci lucrurile, dacă vrem să facem o curățenie și noi suntem de acord să se facă o curățenie în societatea românească, haideți, fraților, să și doamna Monica Macovei a fost procuror Ceaușist. Monica Macovei, da. Iată ce spune aici Norica Nicolae, a modificat mandatul de arestare. Dumneavoastră vă dați seama că ăștia făceau exact după ureche, vorba așa, lăutărie. Deci exact după ureche. Cum să faci lucruri de genul ăsta? Așa erau lucrurile la vremea. Ale tinereții valului. Da. Deci nu putem să... Am mers pe mâna milițianului care a oferit informații la vremea. Vă dați seama, lasă, domnule, că așa, dă-i acolo, că știu unde stă, la revedere și îl arestăm. Nu, sunt lucruri care trebuie scoase din... Da, vedeți, sunt lucruri care țin opinia publică la televizor astăzi. Și da, oamenii sunt manipulați. Această informație pe care noi o știam, pentru că lucrăm în domeniul, să spunem așa, al informațiilor, vorba de presă, nu alt fel de informații, era cunoscută. Normal că cetățenii au uitat de povestea doamnei Norica Nicolai, însă, într-adevăr, Traian Băsescu i-a refuzat
a refuzat-o la Ministerul Justiției, tocmai din această cauză, din cauza informațiilor din mapa de personal. Deci a făcut niște gafe ca procuror foarte mari, grafe de neiertate. Eu cred că ar fi trebuit să plătească și ea pentru ceea ce a făcut. Un procuror care bagă la închisoare, emite mandat de reținere pe numele unei persoane, ca această, fără ca această persoană să fi fost, să fie vinovată de ceva, cred că ar trebui să sufere același tratament, să stea și domnul procuror măcar 24 de ore în arest să vadă cum e. Nu de alta, dar cred că așa s-ar învăța minte și ei, ca să nu, în momentul când iau decizii, să, vorba croitorului, să măsoare de 5 ori înainte de a tăia, să analizeze de 6 ori înainte de a emite o astfel de ordonanță de reținere. Atunci arestau procurorii fără doar și poate, erau niște zbiri. Procurorii Ceaușești. Și vorbit, după 90. Am vorbit în prima parte a emisiunii și am adus aici în discuție un articol pe care și sunt întru totul de acord, statul de drept și statul comunist, Ioan Stanomir, care spunea: fraților, la 30 de ani ne rupem sau facem niște eforturi să ne rupem de trecut. Noi avem impresia că ne-am rupt de trecut. Dar cine s-a rupt de trecut? De perioada comunistă. Nu te rog de cu perioada, cum să te rog de noi trăim în comunism în continuare. Cei care ne conduc sunt foarte legați de perioada comunistă prin funcțiile pe care le-au avut. Atunci, bine, ușor, ușor, iată, timpul ne ajută să scăpăm de ei. Dar natural, o să dispărem și noi la un moment dat. Trist este că 30 de ani această țară a fost condusă tot de indivizi care au avut funcții importante în sistemul comunist. Și nu e cazul, că cel mai bun exemplu e Ion Iliescu, na? Ion Iliescu, care a fost trimis în judecată acum alături de alte două persoane în dosarul Revoluției. Foarte târziu, 30 de ani, în condițiile în care știam cam toți ce s-a întâmplat atunci, cine și de ce a tras, cine a dat comandă. Apropo și cu dosarul Revoluția, a apărut taman acum, când a venit... Nu știu, îmi displace foarte tare această situație. E bine totuși că s-a ajuns aici, măcar o să facă lumină, o să existe o sentință la un moment dat, chiar dacă Ion Iliescu e puțin probabil că se dea Dumnezeu an de viață, zic eu, dar dosarul ăsta se va duce undeva la cel puțin 5, 6, 7 ani, dacă nu chiar mai mult, numai câte audieri, câți martori vor fi audiați și așa mai departe, dar l-aș fi vrut pe domnul Ion Iliescu să stea și el după gratii măcar o săptămână, două, pentru ceea ce s-a întâmplat la Revoluție. Niște oameni cu suflet de câine care au știut foarte bine, care au știut foarte bine ce fac, care au manipulat și au manipulat și după niște indivizi care ar fi trebuit să putrezească în pușcărie. Au murit foarte mulți oameni. Nevinovați. Nevinovați pe ei. Au fost 200 de morți până în momentul în care Ceaușescu a fugit cu nevasta de pe cu elicopterul și după momentul ăla, după fuga dictatorului, au mai fost vreo 800 și ceva de persoane care au decedat, au fost împușcate, de cine, ce și cum, de hărmălaia aia produsă și pusă la cale de indivizi care voiau să pună mâna pe putere. Aia s-a întâmplat, ei au rămas și după foarte mult timp și cred că și acum sunt cei din eșaloanele 2 și 3 pe care noi nu-i vedem, oameni care spunea și domnul telespectator din unii și alții, inclusiv din servicii, care conduc această țară. Noi ce vedem așa în mare sunt niște papagali. Papagali sunt aia care sunt mișcați, sunt jucați de adevărații maeștri. Maeștri pe care noi vedem. Oameni care au avut treabă cu serviciile, oameni care au fost în regimul anterior, cu funcții nu neapărat deosebit de importante, dar oameni care au avut informații și după 90 le-au folosit și tot așa. La București, de ora exactă. Ai și perfectă dreptate. Acolo se fac cărțile. L-am ascultat pe Cristian Diaconescu într-un video blog cu Andrei Partoș, așa, și vă recomand să ascultați. E o înregistrare de acum câteva luni, 7-8 luni, și spunea lucrul ăsta. Sunt oameni din eșalonul 2-3 pe care noi nu-i vedem în partide. Dar ei conduc. Și ei conduc, da. Așa este. Deci sunt, să nu vă imaginați că cei pe care îi vedem noi seară de seară, ieșind de la o televiziune, trecând în alta, așa, ăia sunt importanții. Sunt pionii. Oameni pe care noi nu-i știm, nu-i vedem, ci că oameni care nu apar. Spune Cristian Diaconescu foarte multe lucruri interesante și chiar spune cu subiect și predicat. Da, fac parte din statul paralel, ei conduc și ne conduc nouă destinele, pentru că noi destinele noastre depind foarte mult de deciziile luate la nivel
politic, guvernamental și așa mai departe. Dar oamenii ăia sunt împinși, mulți dintre ei, hai să nu generalizăm, nu toți, dar cei factorii de decizie sunt într-adevăr ghidați de aceste specimene pe care nu sunt la vedere. S-a vorbit foarte mult și despre masonerie, pe mai toți ăștia care sunt prin politică acum cu funcții importante pe la CJ, prin Camera Deputaților, parlamentari, deputați, senatori, prin guvern, pe mai toți fac parte dintr-o gașcă din asta masonică, loja masonică, cum se spune. Eu spun gașcă masonică, pentru că masoneria în România nu are nicio treabă cu masoneria adevărată. Bun, acum au intrat așa care au vrut și care n-au vrut. Știi că într-o perioadă... Domnule, masonerie nu intră orice idiot. Deci asta este prima regulă. Mă rog, dar nu știu ce mai e. Sunt loji masonice în România pline de idioți, dar au o calitate. Dar știi și tu, într-o perioadă intrau cu bani. Vrei să intri? Intră cu bani. Asta e. Suma asta deci, și intri masonerie. Deci masonerie în România era o mare afacere. Mare fâs. Da, vorbim despre șansa României de a mai exista și după acești 2 ani de campanie electorală. Ieri s-a întâmplat ceva cu Curtea Constituțională, a dat-o cu asta, cu fără penale în funcții publice. O să vedem dacă nu cumva ne-a dat-o așa să ne îmblânzească puțin și după aia urmează nucleara, cealaltă pentru Dragnea și cei asemenea lui. Publicitate și revenim.